Samuel, te-ai gândit cumva să mergi afară, să înveți de la cei mai buni, să absorbi cunoștințe prețioase ca mai apoi să le pui la un moment dat în practică în fotbalul nostru, în România? Interesant că întrebi asta, pentru că după aia o să explic un pic practic ce înseamnă Academia Chelsea și o să vorbesc strict de rezultate, la cât de rezultatele care le-a produs și banii pe care au reușit să-i genereze strict din vânzarea de jucători pe care au avut-o. Și am încercat cu un club sau două. Chiar, cred că după emisiunea din Gazeta Sporturilor, am trimis un e-mail la un patron din Liga 1, nu vreau să spun numele, pentru un singur club, în care mă consideram eu că m-aș potrivi cu profilul clubului și cu caracterul patronului. Dacă să le spunem și urmăritorilor, scuză-mă că te întrerup, ca să le spunem și urmăritorilor, tu ai fost la o emisiune de GSP Live toamna trecută. Sigur că da. Și spuneam că am trimis un e-mail în care, doar pentru că, cum să zic eu, mi-a plăcut perspectiva omului respectiv și ceea ce își dorea să facă, am trimis un e-mail în care n-am cerut un job, nici nu știu dacă mi-aș fi dorit un job 100% acolo, în care am spus că dacă este dispus să ne întâlnim, sunt dispus să împărtășesc cum recrutează Chelsea jucători de la vârste atât de fragede și încă o dată o să revin acolo. Cum dezvoltă jucători, cum strategii de dezvoltare, strategii de promovare practic a produsului. Efectiv, eram dispus să mă duc în întâlnirea respectivă, să ofer informațiile alea. Evident, n-am cerut job, nici nu se pune problema de partea financiară să fi cerut vreun ban, doar am vrut să ajut. Am primit un telefon, cred că la 3-4 zile, spunându-mi că domnul patronul clubului respectiv a luat acte de e-mail-ul meu și urmează să se consulte cu colegii clubului respectiv. Nu a mai revenit niciodată la mine, nu am de ce să regret, dimpotrivă, doar am vrut să ajut. Doar că chestia asta mi-arată că, din punctul meu de vedere, în fotbalul românesc e și foarte multă ignoranță, Dă-ne măcar un reper geografic. E cumva clubul din București? Da, categoric. Uh-huh.